Cum ați ajuns la ideea unei candidaturi separate? Cum ați ajuns la soluția unei candidaturi separate la primăria capitalei? A fost o analiză pe baza datelor despre modul în care evolua candidatul comun ales de către coaliție și în momentul în care s-a identificat faptul că nu reușim să ne îndeplinim obiectivul, am considerat că este bine să luăm o decizie care să asigure maximizarea scorului politic la alegerile locale, pe de-o parte, iar de cealaltă parte considerăm că este important ca, alături de mesajele pe care le-am dat legate de echilibru și stabilitate, inclusiv în campania electorală, să facem trecerea de la o campanie negativă la una pozitivă, să lăsăm bucureștenilor șansa să aleagă între patru candidați, pentru că orice soluție am fi ales cu un candidat comun, fie din partea Partidului Național Liberal, fie din partea Partidului Social Democrat, ar fi maximizat șansele primarului în funcție sau ale candidatului deja înscris, care, așa cum arată sondajele, au șansele cele mai mari și ducea la o confruntare doar între doi candidați. În acest moment putem să vorbim despre o resetare a competiției politice și în felul acesta electoratele, atât cel liberal cât și cel social-democrat, pot să intre cu o altă speranță, iar din perspectiva Partidului Național Liberal venim cu un candidat care este o variantă, o opțiune nouă, nu diferă de ceilalți pentru că nu este în funcție, nu a fost niciodată nu m-a lucrat niciodată în administrație la nivel local și practic este singurul candidat care nu este nici în funcție și nici n-a fost vreodată în funcție. Dar medicul Cârstoiu va primi o funcție în viitorul guvern? A cerut acest lucru? Nu, nici nu s-a pus problema. A fost o discuție cât se poate de decentă, pe cifre era clar că nu există nicio speranță să putem să recuperăm, motiv pentru care am luat această hotărâre. Dar ce a cerut în schimbul retragerii? Nu a cerut absolut nimic. Absolut nimic. În ce relație ați rămas cu domnul Cârstoiu? Într-o relație cât se poate de umană. Nu, trebuie să înțelegem că domnia... Trebuie să înțelegem... În cele patru ore, că înțeleg că ați avut discuții... Trebuie să înțelegem, trebuie să înțelegem că domnia sa, ca și noi toți, este om, dincolo de orice situație în care ne aflăm la un moment dat. Și în felul acesta am analizat perspectiva din punct de vedere politic cât și perspectiva din punct de vedere a consecințelor și efectelor asupra domniei sale și am considerat că este absolut firesc să încheiem această colaborare pentru că șansele erau cât se poate de evidente. Ce a spus domnul Cârstoiu? Nu a spus nimic. A zis dacă asta este decizia, eu, așa cum am acceptat-o la fel de bine, mă și retrag din această candidatură. A cerut să-și păstreze funcția de manager la spital? Nu are treabă cu o decizie la nivelul coaliției. Vreau să vă întreb, a cui a fost, cine a venit cu propunerea să mergeți cu candidați separați, PNL sau PSD? A fost o decisie pe care am luat-o împreună și v-am spus fiecare dintre noi, pentru că era clar că nu putem să mergem cu un candidat dintr-o formațiune sau alta politică. Dar au fost trei luni de bășbuieli.
Puteau fi evitate aceste lucruri, mai ales că acei doi erau candidații inițiali aici. Considerați că au fost 3 luni pierdute, 3 luni de... Sigur, dacă dăm timpul înapoi, putem să vedem că a fost o situație generată în momentul în care domnul Cristian Popescu Piedone a decis să intre și să candideze la Primăria Generală a Capitalei. Din acel moment s-au schimbat datele competiției politice și atunci a trebuit să se refacă toată abordarea pentru campania la nivelul capitalei. De ce nu a găsit, nu știu, nu a susținut PSD un candidat PNL sau invers? Pentru că... S-a luat în discuție și asta? Sigur că da. Tocmai am spus mai devreme. Dacă veneam cu un candidat PNL, însemna că favorizam cealaltă opțiune. Dacă veneam cu un candidat de la PSD, diminuam șansele celelalte. Și atunci nu făceam altceva decât printr-un candidat de la o formațiune sau alta politică, unul dintre cei doi competitori aflați astăzi pe primele două locuri, ar fi fost avantajat. Cine va fi candidatul PNL? Candidatul PNL va fi Sebastian Burduja. Domnul Burduja a mai fost, din câte mi-amintesc, propus și a fost acum reevaluat. E considerat că, știu că la un moment dat existau discuții chiar în interiorul PNL, că nu ar fi tocmai potrivit pentru Primăria Capitalei. Ce s-a întâmplat între timp? N-ați avut o altă soluție? Nu, este președinte. Între timp, domnul Sebastian Burduja a fost ales președinte al filialei București. Este normal ca pe baza deciziei care a fost luată la nivelul Biroului Politic Național ca președinții de filială să intre în competiția politică, domnul Sebastian Burduja intră în competiția politică pentru Primăria Capitalei. Dar nu credeți că luam o decizie fără să vorbesc cu dumnealui? Este absolut normal ca înainte de a anunța numele să avem o discuție și am discutat cu Sebastian Burduja înainte de a lua decizia finală și atunci am hotărât că mergem cu dumneavoastră. Ce șanse are PNL să câștige capitala? Șansele Partidului Național Liberal sunt date de profilul candidatului. Vine de pe funcția de ministru. Încă o dată, este opțiunea care dă speranță celor care nu s-au hotărât până în acest moment. Există un segment de electorat nehotărât și poate să își prezinte programul pentru Primăria Capitalei ca un nou intrat în această competiție, având la îndemână activitatea unui primar în funcție sau a celorlalți candidați care au fost deja primari.